Bună, bună dimineața! De aici, de la noi, de acasă! Mă duc repede, repejor, să adun niște mâncare la puișorii ăștia mici și să înceapă ziua noastră. Uite, au înflorit cartofii la noi. Minunat! Hai să vă arăt! Ce părere aveți? Cartofi înfloriți, vinete de cules și mov avem aici. Uite, ce frumoase sunt! Ștele sunt pe iaz, începem bine ziua! Mamă, ce luminozitate am! Dragilor, am schimbat, am îmbrăcat în haine de stat prin casă și făcut treabă, mi-am făcut curățenie, asta am dezordonat-o eu de dimineață, mai am patul ăsta de făcut, așa puțin el, au sărit copiii azi dimineață, hopa, hopa, aici la mine în pat, așa ceva, și m-am aranjat puțin, trebuie să mă duc să filmez ceva. Am mâncare de ieri făcută, asta este minunat, îmi dă oportunitatea să filmez mai multe chestii astăzi. Și ce credeți că am făcut chipsuri de banană ieri seară, ieri după amiază de fapt? Nu, n-am făcut. Știți ce am făcut ieri după amiază? Ieri după amiază a fost ultima zi de zi tribombe, da, la noi în oraș, mic, adică pentru copilaj, nu vă gândiți că e ceva extraordinar. O pun o dată pe an, în octombrie acum. Alex a fost vinerea trecută, pe-am dus unul, l-am dus că el nu e mare fan. Și aseară, cum era ultima zi și avea prețuri speciale pentru copilaș, zic, haideți mă să mergem. Am plecat la 6 și ne-am întors la 8:30. S-a dat copilaș și Alexa s-a dat în toate cele cu grupul ei de fete, căci acum mai nu ieșim cu grupul de fete. Bine, ea iese, că noi tragem decât cu ochiul, dacă suntem pe acolo, o lăsăm să se distreze cu fetele, bineînțeles supravegheată, dar nu intervenim să stăm coadă după ea, o urmărim de la distanță. În fin, paranteză închisă. Am dat și pe Anuț în câteva, a început să-i placă, dar din astea foarte relaxante, mașinile astea carusel, foarte încet, că nu prea îi plac chestiile care sunt foarte zgomotoase, unde se țipă mult și așa mai departe. Așa că asta am făcut, am venit acasă la un ăsta, să pun și ăsta, la 8:30 vă ziceam și ce credeți? Poate mâncare la copii, mai exact dălecina, făle baie, bineînțeles, și puțină joacă împreună și la nani. Aia a fost după amiaza seara noastră. Cât să mai faci chipsuri? Așa cum acum, acum am dat drumul la friptoza asta de aer, am o luminozitate magnifică și minunată, mulțumesc. Să se încingă și să elimine mirosul, că știți că eram curățat-o și miroasea cu ce am dat eu pe interior. Și mă apuc de treabă, deci urați-mi spor că astăzi sunt pusă ele. Aici ciorchinele ăsta, pentru a face chipsuri din banane, ne trebuie banane verzi, așa că dacă găsiți prin magazine, luați două banane și încercați să faceți din ele chipsuri, sunt extraordinar de gustoase. Pe fundal, un vecin care își taie iarba, perfect, mi se pare. Se taie ca un dovlecel când încă este crudă. Uite, cam așa de groase vor fi. Cu cât le tai mai subțiri, cu atât chipsurile vor fi mai crocante. În timp ce fac și snacks-urile, o să fac un video separat în care o să vă vorbesc despre ele. Am pus să prăjesc și banane ca atare, dar mai grosuțe, așa, pe care le mâncăm ca și garnitură. De exemplu, cu ketchup sunt absolut minunate! Adorăm, adorăm, adorăm! Fie că prăjesc banana întreagă, fie că o prăjesc așa în bucăți, este absolut minunată. Am mâncare de ieri, nu-mi fac griji, dacă să le fac așa o surpriză copiilor. Zic, stai să prăjesc repede, dacă tot m-am pus cu banane, să prăjesc și niște bucăți așa, ca să le mănânce cu ketchup. Ai fructe din astea în curte, în ogradă, încep să înveți să le gătești și în alt mod, nu numai în mod tradițional. Ultimamente mă tot uit pe paginile din Sud America, pe pagini de YouTube, din America Latină în general. Mă uit acolo pentru că ei au foarte multe rețete cu banane, rețete sărate, rețete de mâncare la propriu, nu doar ca fruct banana. Aici am banane coapte, tot din astea, ia să vedeți o diferență. Astea sunt adunate astăzi, sunt de prăjit.
Iar astea alte sunt deja coapte, se mănâncă ca fruct. E un soi autohton, că v-am mai spus despre el. Ce mai mult spre băiat este adevărat. Așa că noi credem că este băiat. Nu este banană, ci este banan. Din acest motiv îl și gătim, căci este la gust cam foarte asemănător cu bananul decât cu banana. Așa că, uite, vă ziceam, când ai materie primă, începi să te documentezi și să înveți și alte rețete. Deci, copiii sunt încântați cu bananele verzi, prăjite. Și dacă mai fac și un mușdei de usturoi, vai de viața și sufletelul meu. A, și nu v-am spus că astăzi le prăjesc în untură. Deci, băi, oameni buni, de obicei se prăjește în ulei. Dar aveam niște untură rămasă și în tigaie și zic, lasă că profită de untură. Mă, le-a dat un gust bun la banane, de zici ce e aia. O să strâng puțin pe aici și mătulesc. Să înțeleg, ai ceva de confesat? Ești așa supărat pe mine, mă? E supărat pe mine, mă, câinele ăsta. Oh, mie mi-ai venit și tu, mamă. E supărat pe mine pentru că l-am dat afară din casă. Asta e viața, Blanco, se mai întâmplă. O am în brațe pe Cookie, pe lângă mine pe aici, este Nieve și domnul grăsan. Băi, s-a făcut un gras. De ce un gras? Un gras? Un gras este? Doar e blana asta așa cotifelată, deci n-ai văzut. M-am schimbat nu știu câta oară astăzi. Nu mai pot. Dimineața e frig, matea dimineții e acceptabil. La amiază e foarte cald, nu poți stai în pantalon lung. După aia, pe la 6, trebuie să-ți pui pantalon lung, că iarăși este rece. Nu mai înțeleg nimic. Vreau să vă arăt de acum câteva zile că am mai luat, Ștefan, o plantă rară. Asta de aici e ca un tubercul. Are un tubercul mare aici în pământ și, practic, tuberculul respectiv se mănâncă. Mie îmi place foarte mult ca și plantă de decor. Se cultivă foarte mult prin Asia, dacă nu mă înșel. Și, repet, îmi place așa de decor. S-a cumpărat tubercul de la Aprozar, l-am pus în ghiveci și a ieșit, uite, frunza asta minunată și încă una care, săraca, s-a ofilit, dar astea, uitați-o ce frumoasă e. Deci nu am nevoie să vă explic că vedeți ce se întâmplă la noi în curte. Papuci aruncați peste tot, iar ei duc viață de împărat și de regine. Bă, băiatule, uitați-vă și voi ce flori colosale de pasiflora am pe gardă aici. Am venit puțin. Ia! Deci, îi sub orice critică pasiflora, s-a urcat în pomul ăsta, trebuie să tund situația pe aici, dar cel mai probabil nici săptămâna asta care vine, nici cealaltă, cred că în noiembrie o să mă apuc de făcut grădinița, căci cea mai rămas din octombrie o să fim cam pe drumuri, dar da, tot am scriu pe caiet ce trebuie să mai aduc aici, când vine vorba de ghivece, recipiente și așa mai departe. Deci, vedeți, pasiflora a luat-o foarte, foarte razna în zona asta. Aici trebuie să tund toată treaba asta de aici. S-a urcat și în copac, trebuie să tund. Aici jos, la fel. Pasiflora e ușor invazivă. Și totodată trebuie să tund și ăsta, trandafirul, căci iar a luat-o și el razna. Cam așa. Pus de covor verde pe jos, ca să arate frumos. Și cred că voi schimba culoarea ghivecilor până la urmă pe acest ton de crem. Uite, așa. Tonul ăsta de crem. Îmi place mult cum dă cu suculentele. Vreau și vernilul ăsta, care arată și ăsta drăguț, dar nu găsesc să cumpăr nuanța asta. Nuanța asta de crem se găsește foarte ușor și cred că pentru viitor e mai ok să vopsesc așa, căci se găsește mai repede culoarea asta decât vernilul. Și vernilul îmi place tare, tare mult, că se vede tare, tare frumos, dar și cremul dă foarte bine cu verdele suculentelor. Măi, oameni buni, și cam atât pentru ziua de azi. Mă duc să editez video la care vă uitați și sper să ne vedem cu bine și mai încolo și mâine. Vă doresc mai bine. S-a cam înnorat situația la noi. Uite, vin nori de ploaie, parcă.